nici este cultura aici, în spate, oricum, nu au reușit aceștia să intre în acest concurs, având în vedere că au fost de înscriere, așa cum spunea și dumneavoastră. Ce selecție ați avut dumneavoastră, ca nu pot să pot să spun că am avut noroc, pentru că a fost o tragere a răsului după ce s-a făcut o selecție în privința disponibilităților de a participa și a unor criterii privind greutatea. Am acceptat în principiu persoane care au avut un exces ponderal considerabil, dar nu numai. S-au înscris pur și simplu pe site-ul menshealth.ro sau prin intermediul revistei trimițând taloane. S-a adunat o bază de date impresionantă, sute de oameni, din care am adunat 8 oameni și 2 invitați speciali care au venit să-i susțină în demersul lor. Care este cel mai caracteristic? Avem curent de 125 de kg, dacă nu mă înșel. Toți au obezitate de gradul 3 sau de gradul 2, pe maxim de obezitate de gradul 3, însă n-am ales chiar la asemenea nivel. Gradul 2 este maximul pe care l-am acceptat. Evident, toți sunt într-o stare fizică bună, nu o patologie asociată, pentru că nu vrem să complicăm lucrurile, pur și simplu ei au obezitatea ca problemă principală și este într-adevăr o problemă gravă, însă nu contraindică sportul, nu au nevoie de indicații speciale. Vreau să punem un pic de misiunea dumneavoastră aici, cam care este? Eu, ca nutriționist, sunt cel care va avea grijă de ceea ce vor mânca. Practic, le voi recomanda diete personalizate, calculate în așa fel încât să existe un deficit energetic pentru a scădea în greutate, să se plieze pe dorințele lor, pe preferințele sau, din contră, pe adversitățile către anumite alimente. Ideea de bază este să își schimbe stilul de viață, atât în privința alimentației, cât și pe partea de activitate fizică, încât să poată menține pe termen lung această atitudine, pentru că ceea ce vreau să subliniez este că, deși ține o lună acest concurs, el nu reprezintă rezolvarea problemelor lor, ci doar un început. Ei au nevoie de mult mai mult pentru a ajunge la o greutate normală și de a o menține. Asta vreau să cei care sunt acasă, care ne urmăresc și care nu au avut ocazia să participe la acest concurs, ce sfat le-ați dat să slăbească? Ați ajuns numai dieta sau trebuie neapărat să fie în legătură cu sportul? Din punctul meu de vedere, sportul este deosebit de important. Fără el se poate slăbi, este adevărat, și numai prin regim, însă rezultatele sunt mai slabe, sunt mai puțin durabile și, în principiu, nici în privința compoziției corporale nu se obține aceleași rezultate ca în cazul unei scăderi în greutate în care se asociază și sport. Adică se riscă pierderea unei cantități mai mari de masă musculară decât atunci când se face sport. Sportul având aducând acest beneficiu de a menține masa musculară. În plus, beneficiile sunt multiple asupra sistemului cardiovascular, asupra sănătății oaselor, asupra tractului digestiv, asupra stării psihice. Deci este deosebit de important să facă mișcare. Dacă poate pentru cineva sună intimidant sport, pentru cineva care nu a făcut în viața lui, să spunem. Însă creșterea nivelului de activitate fizică poate însemna, de exemplu, să mergi mai mult pe jos, să îți iei o bicicletă și să te plimbi cu ea, să urci scări, să faci orice înseamnă a-ți folosi corpul pentru activității fizice. Evident, beneficiul real se obține atunci când se asociază activitate fizică susținută într-o formă concentrată, așa cum este sportul, adică 3 antrenamente pe săptămână sau mai mult. Atunci se observă niște beneficii reale și sustenabile pe termen lung. Pentru că sloganul concursului este de jos burta, cum se poate da burta jos prin alimentație?
spun, slungam este de jos burta pentru că principiul bărbații acumulează grăsime la nivelul abdomenului, așa cum femeile acumulează la nivelul veselor și șoldurilor. Și pentru că într-adevăr se vede o transformare clară pe această porțiune de abdomen acoperit cu grăsime. Burta este de jos, la fel ca și orice altă parte a corpului, dacă vorbim de grăsime. Nu există o atitudine anume, nici în privința alimentației, nici în privința sportului. Adică sunt mituri, faptul că dacă mănânci nu știu ce aliment, o să se arată grăsimea preponderent pe abdomen. La fel, dacă faci multe abdomene, nu o să dai jos grăsimea de pe abdomen. Deci se cuantifică la consumul energetic general. Practic, organismul își consumă în mod egal depozitele de grăsime, însă cel mai evident va fi acolo unde se acumulează cel mai mult. Deci, practic, același tip de alimentație, același tip de efort, indiferent că e vorba de o persoană care are, să spunem, mai multă de grăsime pe abdomen sau cineva care are grăsime mai multă pe șoldă. O ultimă întrebare, cum este indicat să slăbești mai repede sau într-un mod mult mai eficient de la sală sau alergând sau cel mai eficientă formă de efort fizic este cea aerobă, ciclică, moderată și ca intensitate moderată și de lungă durată. Și asta înseamnă introducere liberă, alergare, pedalare pe bicicletă, stepper, not, însă și antrenamentul la sală, antrenamentul de forță, dacă este făcut cu cap, adică în sistem circuit, cu repetări multe, adică să se păstreze mediul aerob de antrenament, poate fi la fel de eficient. Deci o combinație între aceste abordări este cea mai bună, adică atât partea de alergare, cât și partea de antrenament de forță. Deci, așa cum am vorbit și cu antrenorii de aici, aceasta va fi atitudinea pe care o vor aplica și, în mod simplu, rezultatele vor fi foarte bune. Se va vedea la sfârșitul concursului că cei mai mulți dintre concurenți au pierdut grăsime și asta urmărim, de fapt, să scadă în grăsime. Și dacă vreți, o să vă ofer fotografii înainte și după și o să vedeți, alături de măsurători, diferența foarte mare între... Doar într-o lună se pot face niște transformări vizibile, ca să nu mai vorbim de faptul că pentru mulți înseamnă o șansă de a începe un program pe termen lung care se va finaliza cu ajungerea la greutatea normală și menținerea ei. Și avem exemple din edițiile anterioare, pentru că aceasta este a șasea ediție, în care oameni pornind de la obezitatea de grad 2 au ajuns în urmă ponderal și se mențin acolo.